Salutări! În ultima vreme am văzut că sunteți din ce în ce mai mulți cei care apreciați pagina Enduro Legend și postările paginii. Și cu această ocazie ne-am gândit să începem și un vlog unde o să povestim despre ieșirile noastre cu motorul, anumite echipamente, motociclete, zonele pe unde ne dăm și tot felul de chestii ce țin de enduro. Despre curse, să sperăm că se vor mai ține anul ăsta din cauza problemei cu coronavirus. Poate vom întâlni ceva rider de top, să le mai cerem ceva sfaturi, poate mai dau și ei din casă, ne mai arată câte un tips, ceva. Din păcate mă dau singur. Nu am cu cine să mă dau astăzi, este vineri și cam toată lumea este la muncă. Dar o să mă dau mai soft așa, nu mă dau foarte tare. Mă dau cât să-mi fac de amblaua. Nu uita și de tricourile noastre. Avem pe mai multe culori, avem 4 modele. Le avem pe toate postate pe Facebook la noi. Așadar, vom face un pic de single trail sau ceva de genul. Să-mi pun ochelarii. Un lucru foarte important, să nu vă dați fără ochelari și fără echipament în general. Bineînțeles, deja m-am mutat în cizme. Cele mai proaste cizme pe care le-am avut din punctul ăsta de vedere. Traseul, facem ceva puțin mai tehnic, mai greu. Să vedem dacă ne iese. Sper să n-am parte de multe poșete. De bine ce ziceam. Deci nu faceți așa. Hai ca asta ieși mai bine. Pe partea asta se pare că mi-e puțin mai greu. Nu știu de ce. Porțiunea asta n-a fost chiar așa abruptă. Căutăm ceva mai hard. Hai să încercăm să trecem pe partea cealaltă.
E bine, nu așa. Ma, hai de capul meu. Nu așa, trebuia în partea aia. Vai, de bine. Nu cred că am pățit nimic. Ești bine? Bă, mă bucur. Băi, nu știu cui îi mai este frică pe coborâri, dar mie mi-e frică tare. Ei bine, suntem în pădure. Greu până aici. E greu când nu ești antrenat, e foarte greu. Așadar, dacă v-a plăcut acest video și vă doriți să postăm în continuare, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ca să puteți primi notificări când postăm câte un video nou. Puteți să ne spuneți în comentarii părerea voastră despre acest video și să ne spuneți despre ce ați dori să fie următorul. Până atunci, noi vă salutăm și vă așteptăm la tură!